Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Astăzi este un moment special, avem pentru a doua oară de când fac această emisiune, de când o moderez, doi invitați, ambii doi oameni de marcă ai județului și nu numai, domnul Sorin Boza, director general al Complexului Energetic Oltenia, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună ziua tuturor ascultătorilor noștri! Și domnul Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Mătru. Mulțumesc, bună ziua! Domnii mei, iată că, deși vara se anunța să fie incendiară doar la figurat prin prisma temperaturilor caniculare de afară, niciunul dintre dumneavoastră nu are o perioadă foarte lejeră în sectorul de activitate, să-i spunem așa. Aveți suficiente probleme cât poate au alții în 2-3 vieți. Cum putem să depășim aceste probleme în situația în care domnul Boza, de exemplu, are o grămadă de persoane cârcotitoare, să le spunem așa, care mereu găsesc câte ceva împotriva dumnealui, în ideea în care sunt date statistici, arată că CEO este pe profit, sunt contracte bune, frumoase, în derulare, totuși lumea este nemulțumită. Cum de s-a ajuns aici? Nu știu ce să zic eu. Dacă e ceva să mă mai supere în ziua de astăzi, mă supără astfel de atitudine a unor oameni care se consideră inteligente. Se consideră inteligente și cred că deranjează liniștea. Și părerea mea că deranjează liniștea care este astăzi în Complexul Energetic Oltenia. Și întotdeauna stați și să mă gândesc cu ce am greșit în fața dânșilor sau cu ce greșesc în fața tuturor oamenilor și nu-mi găsesc un lucru care să fi făcut rău, dar cred că răspunsul la întrebarea noastră au fost învățați să avem întotdeauna probleme, au fost învățați că acest complex să trăiască de pe o zi pe alta, au fost învățați să fie întotdeauna scandaluri și să nu folosesc un cuvânt mai urât, că din păcate nu este ora 12 noaptea, aș fi folosit cu mare drag. Și cred că acești oameni nu pot să aprecieze ceea ce s-a făcut, ceea ce se face și ceea ce avem de gând să facem în continuare. Și asta îi determină să reacționeze așa cum reacționează. Îmi pare rău să spun că sunt atâtea lucruri de vorbit bune despre acest complex și am putea fiecare om, cetățean acestui județ, să promoveze imaginea complexului, să vorbească exact de realitatea acestui complex, de ceea ce se întâmplă acum. Ne-am schimbat mult în bine, ne-am schimbat și sincer mă bucur tare mult că ați avut ideea asta să mă invitați și cu domnul viceprimar Morega, cu care ne cunoaștem și avem niște, de multe ori ne întâlnim și discutăm subiectele orașului Mătru, pentru că mai mult de 40% din business-ul nostru merge în jurul orașului, se învârte în acest, ca un satelit în jurul orașului, pentru că și dânsul sunt sigur că vă va confirma că am încercat pe lângă toate eforturile de a duce o companie, de a rezista această companie, am încercat să schimbăm relația pe care o avem cu primăriile, să fim oameni mai apropiați de oameni, de primari, de cei care conduc micile localități sau orașul Mătru. Am încercat să fim altfel, să facem altceva decât s-a făcut până acum. Dar văd că sunt anumiți oameni și număr pe mână, pe degete, pe o mână, deci pe degete la o mână-i mână, deci nu sunt prea mulți, care dacă ar avea demnitatea și bunul simț și eleganța să vină la mine și să discutăm ceea ce îi deranjează, aș primi întotdeauna cum mi-am primit pe toți de atâtea ori și sunt sigur că bărbătește am clarificat toate astea. Dar nu au nici eleganță, nici bun simț, nici curajul să stăm o dată la masă și să clarificăm absolut toate aspectele care i-ar deranja. Eu nu vreau să vorbim în această emisiune despre oameni care pentru mine reprezintă zero sau sub zero. Oameni pe care vreau să vorbim despre ceea ce este astăzi Complexul Energetic Oltenia, vreau să vorbim de relațiile pe care le avem cu administrația locală, vreau să vorbim de relațiile, de proiectele pe care le avem comune cu toți din administrația locală, cu orașul Mătru. Și, în ultimul rând, poate găsim timp să vorbim și de viitor, să vedem ce avem de gând pentru viitor și încotro mergem. Asta mi se pare poate cel mai bun. Oamenii sunt
din punctul meu de vedere, e greu să-i schimb la o vârstă în care ajung, da, că sunt trecuți toți cei care n-au ce face, sunt trecuți de o vârstă în care le-a apărut părul alb, e greu să le schimb, au anumite interese. Sunt sigur că nu poți să-l ataci pe Sorin Boza sau, ok, mă atacă pe mine, nu mă deranjează, poate sunt tăvălit, dar a ajuns să-mi atace familia, să-mi atace, nu-i vinovat nici băiatul meu, nici fata mea, nici soția mea, nu sunt vinovați de absolut nimic, dar nu sunt demni, nu sunt oameni cinstiți, nu sunt oameni corecți, să încep să mă ataci în presă de film pe băiatul meu, fata mea, până la urmă n-au nicio vină că eu sunt aici. Și întotdeauna este lipsit de fair play și de orice urmă de demnitate să te legi de familia unei persoane, indiferent de sectorul de activitate unde lucrează. Ok, poți să vorbești de persoana în cauză din punct de vedere profesional, din punct de vedere social, socio-comportamental, cum vrei tu, succes, insucces, eșec și așa mai departe, însă mi se pare degradant să lovești, să te legi de subiectul familie, indiferent despre ce anume este vorba, repet. Sigur. Dumneavoastră sunteți poate și de asta voi veni întotdeauna la dumneavoastră cu mare drag, pentru că și dumneavoastră de câte ori poate a fost ceva incorrect, ați avut demnitatea să spuneți adevărul, să mă criticați dacă am luat o decizie proastă sau nimeni nu-i perfect, da? Dar ați avut demnitate și sunt câțiva colegi în preță care au demnitate și eleganță de a se lega de mine, de a vorbi de mine, nu de a vorbi de familia mea, ce facultate urmează filmul și cât de cine e filmul și cât să n-are filmul și ce amabil e filmul și de fata mea, de soția mea. Nu, sunt oameni, sunt familia mea, sunt familie, reprezintă familia mea, sunt cel mai important lucru pentru mine în ziua de astăzi și să știe acești oameni că indiferent că mă vor ataca, să vor continua să-și bată joc de cuvântul ăsta familie, nu voi ceda așa de ușor și voi lupta și eu cu armele lor. Am vrut să fiu un om elegant și un om, sunt aici în această poziție, ne apropiem de 7 luni, am trecut de 7 luni, la 8-a lună, ați văzut în ce emisiune am apărut și oriunde mă duc, nu mă interesează cine a fost în fruntea acestei companii, n-am dat cu nimeni, n-am vorbit un cuvânt urât de nimeni din predecesorii mei. Casa este deontologic corect, da? Dar vorbim de oameni zero moral, zero eleganță, zero educație și zero conștiință. Pentru că, și cu asta vreau să închei acest subiect, prefer să mă analizez un om care este moral deasupra mea. Dar când vorbește urât un om care este sub nivelul meu și care au făcut numai golănii în viață și deodată au dat marele curaj acum să au văzut că nu m-au să mai atace pe Boza. L-a atacat orice nărozie, dar îl atacă și au terminat cu Boza, luăm familia lui acum la... Mă deranjează și mă doare sufletul, credeți-mă. De multe ori stau să mă gândesc dacă se merită tot astfel de efort, credeți-mă. Din este punctul meu de vedere. Este într-adevăr. Stimația domn viceprimar, inevitabil, mutru, încă de când a fost conceput, a fost legat de sectorul acesta vital pentru Gorj și nu numai pentru Gorj, anume cel minier. Cum se vede situația acum, la momentul lui 2017, când în sfârșit CEO s-a pus pe picioare? Iată, există profit cert, există date care arată că furnizorii sunt plătiți mult mai repede decât se făcea anterior. Există chiar, să spunem, un spectru al dezvoltării în perioada următoare, altfel decât s-a făcut până acum, totul pentru, bineînțeles, bunăstarea oamenilor. Cum se văd aceste lucruri astăzi în Motru? Încă de la bun început vreau să-i mulțumesc domnului director general că și aceste probleme spuse dumneavoastră, în primul rând, se datorează aceste liniște din complexul energetic Oltenia. Cetățenii municipiului Motru care lucrează la cele două cariere, când i-auz că lucrează 5-6 zile și au primit banii la timp, toate drepturile salariale, nu poți decât să te bucuri. Acest lucru denotă faptul că există o siguranță la locul de muncă. Cetățenii sunt mai liniștiți, asigurându-le cele necesare familiilor lor. Acest lucru mă bucură și nu pot decât să-i mulțumesc încă o dată domnului director general. Sunt convins că în continuare dumnealui va lupta pentru această societate. Acolo unde vrei să faci ceva, să găsești cineva să pună o piedică. Bineînțeles, eu la nivel mai mic am trecut și eu prin ce trece domnul general. Am fost criticat, atât eu, familia și toate cele,
Dar, vrem, nu vrem, trebuie să trecem prin ele. Nu este normal ceea ce se întâmplă. Trăim niște timpuri anormale. Nu avem ce face, trebuie să trecem prin ele. Pot să spun că domnul director general a fost prezent în zona Motului la mai multe întâlniri, unde toate solicitările ridicate și în principal cea care se referă la societatea de agent termic OATA, a răspuns ferm, prompt și a fost lângă noi. Mai exact, chiar acum o săptămână, cred, am solicitat o echipă de specialiști pentru a verifica oarecum instalația tehnologică și a găsi anumite modalități de rentabilizare, de reducere a pierderilor și toate cele necesare acestei unități. 1. 2. Am solicitat dacă este posibil, legal, că nu vrea nimeni să facem altceva, să existe cadrul legal, pentru a găsi și o variantă la un preț accesibil pentru cărbunele folosite de această societate, fiind obligată această societate să ia cărbunele prin licitație. Și atunci n-am dori să ne trezim că vine oarecare societate cu un preț mai mic la cărbune și nu știu calitatea cum va fi și să nu putem să luăm de la noi, de pe teritoriul nostru, de la CO, Roșiuța, Lupoaia, acest cărbune și bun din punct de vedere caloric și practic ar fi și un ajutor și pentru dumnealor. Corect. Și pentru noi. Banii noștri merg la dumnealor și dumnealor merg la noi. Poate din ce s-a mai discutat, am înțeles că domnul director general poate are în vedere pentru anul viitor acele vouchere de cărbune sau cum se cheamă, care au ajutat oarecum OADA în anii trecuți, cetățeanul putând să-și dea acel tichet la asociația de proprietari și fiind scăzut cu valoarea la întreținere. Foarte bună. Da. Și acest lucru, domnul general, și l-a notat, chiar a spus și cred că confirmă că este un lucru bun, n-a știut la momentul respectiv sau nu prea avea idee exact de acest lucru, s-a scăpat oarecum la negocierile, probabil și cu sindicatele, dar sunt convins că pe viitor dumnealui va avea în vedere acest lucru. Nu pot să spun dacă am ajuns cu o problemă, să zic mai mărunt, îți mai trebuie un utilaj, orice, n-a zis dumnealui niciodată să n-ajuns comunitatea, să faci ceva pentru comunitate. Și cred că în sentimentul meu sunt și alți primari din alte zone care sunt afectați cu ghilimele de rigoare de activitatea CEO-ului. Chiar ieri domnul Liviu Cotoșman, primarul de la Roșia de Amaradi, a avut doar cuvinte de laudă la adresa domnului director general al CEO, spunând foarte clar că ori de câte ori a solicitat ajutorul, a găsit înțelegere, deschidere și sprijin. În primul rând, cum a spus și dumnealui, există această stabilitate. Adică să mergi cu om nouă grupuri, care poate altădată nu s-a întâmplat sau acum nu știu exact, că nu știu toate amănuntele. Este un lucru cu siguranță nu s-a mers așa. Favorabil pentru noi, pentru zonă, pentru județ. Și siguranța locurilor de muncă pentru cetățenii, eu mă refer doar la cei din Motru, din zona Motru, dar bineînțeles și cei din tot județul, pe mine acest lucru nu poate decât să mă bucure. Să stai liniștit că cetățeanul tău poate să aducă un venit acasă, să-și plătească dările, să poată să-și mențină familia. Deci asta este principal. Acum, cum a spus și domnul general, că se iei de familie și la mine, de soție, de copil. Copilul meu are 7 ani, ce vină are copilul ăla sau soția? Ia-te de mine dacă ești bărbat, ne certăm, ne duelăm amândoi, ne spunem ce avem de spus. Dacă nu reușești și n-ai curaj să ne le spui față în față, mi le spui prin intermediul Facebook, mass media și așa mai departe, dar nu este normal. Probabil și eu am pățit acest lucru, când vrei să faci treabă, să găsești cineva care așa consideră că te poate împiedica și te aduce la o stare în care vrei să renunți. Nu asta e soluția. Și-ți convins că domnul general este un om puternic și nu va renunța oarecum din acest motiv. Până la urmă te saturi. Ajunge oboseala, stresul. Familia spune, când mai e timp de noi? Când mai e timp de sănătatea ta? Sau de ce sunt deci nu-ți faci timp pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru familia ta, pentru a crea o bunăstare angajaților tăi. Nu se vede acest lucru. Eu am condus o unitate mai mică, 160 ceva de oameni. Și m-am zbătut pentru acei oameni. Și tot la fel să găsea un nei ca nimeni, ghilimele de rigoare, care să critici o anumită acțiune, dar el în viața lui n-a făcut nimic, n-a dovedit că poate, n-a realizat nimic. Cum poți să te uiți în gura unui om care nu a făcut nimic în viața lui? Și tu poți să critici pe unul care a făcut? Deci peste aceste supărări nu avem ce face, trebuie să trecem capul sus, mergem mai înainte și trebuie să ne facem treaba. Și sunt convins că general va reuși acest lucru. Sigur, mulțumesc mult pentru aprecierea dumneavoastră și știți că sunt reciproce și întotdeauna ușa e deschisă pentru oricine dorește. Aș vrea să mă mai aduc la cunoștință un element pentru care am luptat și am luptat, credeți-mă, personal. Și nu era treaba mea, dacă puteam să mă intereseze. Este renumita redevență minieră, pentru care Complexul Energetic Oltenia plătește o sumă incredibil de mare pe an. Este undeva la vreo 80 de milioane de RON
deci aproape de, ne apropiem de 15-17 milioane de euro, relevență care, conform legilor statului român, până acum se plătea totul la bugetul național, bugetul de stat. Am luptat în ultimele două luni ca să obțină noua lege a minelor, care este acum prin proces de promulgare și aprobare, ca din acea redevență să dăm 50% la administrațiile locale și doar 50% să meargă la stat. Vă dați seama ce ar însemna pentru județul nostru, pentru orașele sau satele afectate de activitățile noastre, corect, o sumă din 20 de milioane de euro mare, grosier vorbind, 10 milioane de euro să vină pentru fondurile lor, bugetele locale. E un ajutor imens. E o muncă pe care, credeți-mă, am încercat și am convins toată lumea să fie în noua lege a minelor și eu, parlamentarii noștri știu această nouă acțiune. Și o să-i rog și pe această cale că în momentul când legea va fi în aprobare să susțină acest nou amendament venit din partea noastră pentru a putea ajuta comunitatea locală să se dezvolte. Păi vin acolo 1 milion de euro pe an, vă dați seama ce ar însemna 1 milion de euro pentru un sat, pentru o comună mică, da? Să vină mâine la Roșia de Amarale 1 milion de euro. Cât l-a ajutat să dezvolte, da, să poată să asfalteze, să-și facă o școală, să-și poată să dezvolte. Deci sunt lucruri pe care de asta poate am avut întotdeauna o relație bună cu primarii și voi avea întotdeauna, pentru că noi, până la urmă, îi afectăm pe ei. Noi afectăm zonele lor și ei trebuie să simtă un ajutor din partea noastră. Iar ăsta va fi un ajutor incredibil de mare dacă această nouă lege a minelor va trece, va fi promulgată. Da, iată că la CEO s-a ajuns după o perioadă mare de timp în care problemele financiare erau la ordinea zilei, cele mai multe fiind știute de presă, dar cu siguranță au fost altele la care presa n-a avut acces, nu a avut de unde să știe. Acum ați reușit să fiți la zi cu ce înseamnă datorii, fie că vorbim de furnizori, fie că vorbim de dinamicul public al tuturor dintre noi, băncile. Sunteți într-o poziție financiară care asigură un echilibru, cum spunea și domnul viceprimar, pentru o dezvoltare durabilă. Sigur. Ieri am fost în București și v-am zis, la un moment dat am recuperat fondul proprietatea și când i-am spus celor de la fondul proprietatea că sunt aproape să închid 6 luni financiar și estimez un profit net de 300 și ceva de milioane de roni, îl apucase tremuratul pe ăla, că a zis că nu crede, nu și-mi putea imagina vreodată așa ceva. E sigur, sunt multe acțiuni prin care am trecut, foarte multe, și cred că mi-ar trebui 2 emisiuni ale noastre să vi le povestesc. Aș putea să le enumări, clar că pe noi ne-a ajutat foarte mult și faptul că am reușit să spargem metoda asta de a gândi învechit, în care așteptam să vină clientul la noi să-ți bată la ușă, să-ți ceară energie și să ne schimbăm, în care mergem noi la el și îl convingem să cumpere energie la noi. Ieri m-am întâlnit cu reprezentantul unui mare grup de presă din România și precis mâine poimine mă trezi mâine poimine că o să înceapă iarăși, că Boza vorbește cu presa, nu contează cine, un reprezentant, în care mi-a cerut de la 1 august dacă poate să cumpere de la noi 140 de megawatts în bandă pe un an de zile. Vă dați seama, 140 de megawatts înseamnă o jumătate de grup să-ți meargă, să l-ai asigurat, aproape o jumătate de grup să-ți l-ai asigurat pe un an de zile. Deci așa se face. Deci trebuie să mergem noi la ei, să le spunem care sunt avantajele și cu ce suntem noi mai buni decât ceilalți. Asta e cea mai mare schimbare. A doua chestie este faptul că anul acesta, când am creat bugetul pentru anul în curs, anul trecut am avut 13,3 teravați produși în 2016. În momentul când am solicitat ca să putem ieși pozitiv, trebuia să facem 14 teravați și am pus în buget, multul lume spunea că sunt sinucigaș. Pe ce mă bazez? Că pun 14 teravați în... Vreau să vă spun că estimările noastre astăzi, după 6 luni realizate și 6 luni promulgate, vom face 15 teravați, ca să le arătăm la aia deștepți, care se cred deștepți, că putem să facem și mai mult. Nu vom face 21 de milioane de tone, vom face 22 de milioane de tone de cărbune. Deci, vedeți, e un lucru fantastic pentru noi. E un lucru fantastic că omul nu se mai gândește că, aoleu, mâine mă dă în șomaș tehnic, aoleu, mâine mă trimite în concediu, ce voi face eu cu familia mea sau cum îmi trăiesc cu 75% salariu.
Mâine, poimine, sărbătorim ziua energeticianului și e o ocazie poate bună să în avans îi felicit pe toți colegii mei și fiecare angajat acest comunii va primi 10 milioane de lei premă. Dar pentru, numai pentru aceste evenimente sunt cheltuieli bune care ne vin după, pentru că avem banii necesari să-i dăm. Și vă dați seama, e un ajutor fantastic pentru un om să ia în mijlocul verii, dar pe lângă salariul pe care și-l muncește cu trudă, dar să ia un bonus în care poate să facă ceva. Corect. Și să poată să facă ceva. Nu, știți cum e? Vă spunea cineva odată că e primul an după ultimii 4-5 care doar li s-a luat. E primul an când li se dă ceva. Știu că putem să dăm mai mult. Știu că trebuie să lucrăm la fondul de salarii. Știu că putem să lucrăm la grilele de salarii. Să le așezăm. E mult de muncă, dar eu spun, dacă ar fi liniște și dacă avem timpul necesar și bunăvoință, putem să realizăm ceea ce le propunem. Fără discuție, așa este. Domnule viceprimar, aminteați dumneavoastră de o unitate, de o entitate de pe raza municipiului Motru, UATA, care de-a lungul timpului a fost percepută ca un soi de gaură neagră. Foarte mulți bani mergând în funcționarea la limită sau cât să ducă pe, să mențină pe linia de plutire entitatea. Cum stau lucrurile acum la UATA? UATA, din punct de vedere financiar, la timpul acesta care vorbim, a zice că este oarecum stabilizat. Mai exact, s-a aprobat planul cu insolvența. Există acele rate lunare de care trebuie să ne ținem să le achităm. De la 200 de miliarde să ajung la 100 de miliarde de bani care trebuie achitați. Ar veni vreo în jur de 2 miliarde pe lună, 2 miliarde ceva, nu știu exact, să nu greșesc. Dar sunt convins că vom trece peste. De aceea am și spus că varianta cea mai bună ar fi, și am spus și care legală să găsească, pentru ca acest cărbune să luăm de la complexul energetic Oltenia. La un alt preț. Ar fi un ajutor fantastic pentru noi, putându-ne achita și într-un an de zile, de ce nu să ieșim din această insolvență, nu în 3 ani. Un lucru care ar fi bine de precizat și care nu prea l-am văzut, am rămas un mic când l-am văzut și am auzit că domnul director general a fost în carieră Roșuța, nu cred că o dată, de mai multe ori. Iar muncitorii, oamenii vorbeau prin așa, să vezi pe director general în spate la excavator și mă întrebă, Ioane, ce lucrezi, de ce ai nevoie? Deci oamenii au rămas plăcut surpriși de acest lucru. Adică că astăzi, este om, da, pe lângă director general este om. Și acest lucru este un lucru fantastic. Omul nu... Păi oamenii nu erau obișnuiți să, ca un director general să coboare în rândul lor să-i întrebe lucrurile mărunte. De ce au nevoie. Vă spun un lucru și cred că dacă ne aude vreun coleg din Turceni, am aflat cu bucurie că a doua notă de 10 la bacalaureat a fost obținută în Turceni, da, după o contestație de o domnișoară care părinții lucrează la noi. Și l-am sunat pe taică-sul și am spus, sunt Sorin Boza, directorul complexului, atâcea. Și am spunea, sper că nu este o glumă. Îmi spuneam, domnule, eu sunt Sorin Boza, credeți-mă. Nu, precis este o glumă și mi-a trebuit câteva minute să-l convinc că nu e o glumă, o farsă, da. Că nu e o farsă și l-am invitat la mine cu domnișoara și noi acolo să-i facem un mic cadou și să o felicităm, sincer, pentru că până la urmă și mama lui și tată, mama ei și tată, ei lucrați în angajații noștri la complexul energetic. Și este o mândrie pentru zonă. Și o mândrie pentru zonă și unitate. Și unitate noastră, corect. Da. Și o aștept mâine o aștept la mine și, sincer, vă spun exact ce spunea domnul primar, deci nu credeau. Că eu pot să sun pe acel nene care lucruri... e la descărt, nu știu, la lăcătuș mecanic, nu știu ce lucrează. Aceste lucruri, să zic, mărunte, dar ele sunt mari, care fac ele fac foarte, foarte mult. Și de asta am și spus, această siguranță a CEO-ului și pe plan local, al administrativ, este un beneficiu pentru noi. Să știi că îți intră cotele din salarii în fiecare lună. Au fost probleme când au intrat în 75% în fără plată. Având probleme maxime la bugetul local, neputându-ne achita salariile. Deci acest lucru nu poate să fie decât un mare, mare ajutor. Să dea Dumnezeu de acum încolo să poată să angajeze domnul director general, că se auzea la un moment dat că s-ar putea să mai facă și anumite angajări după ce se stabilizează toată treaba și sunt convins că va găsi soluții și pentru zona de Motru. Asta înseamnă creare de locuri de muncă. 10, 15, 20, adică câte ar fi. Bineînțeles. 1, 2. O problemă mai importantă pentru zona Roșuța și sunt convins că o știe și domnul director general, este acea apa furnizată de cariera Roșuța către populație. Chiar am discutat cu domnul director general și poate mai discutăm, să găsim până la urmă soluția să nu mai fie problema aceasta de zi cu zi. O zi este, o zi nu, într-o parte, dar unii da. Dumnealui mi-a dat asigură că se găsește o variantă și sunt convins că se va rezolva. Fie că
prin anumite metode, că se mai găsește un puț în plus, se rezolvă problema cu vanele, cu conductele și așa mai departe. Se știe că în zona respectivă avem rețeaua de apă a primăriei, dar până se vor face branșele, cetățenii trebuie să treacă de perioada aceasta de caniculă, de secetă, o lună, două, și vor rezolva și problema pe rețeaua primăriei. Dar toate aceste lucruri și aspecte se fac cu răbdare, în timp. Nu este simplu. Eu sunt convins că dumneavoastră are 1000 de probleme, noi avem una și ne e greu. Cel puțin. 1000 pe oră. Bine. Și toate acestea îți mănâncă timp, efort, când la un moment dat o să spui, domnule, m-am săturat, pentru ce lupte? Pentru cine? Pentru mine? Eu pentru mine, Cosmin Morega, tot la fel, vreau să realizez pentru comunitate, eu pentru mine mă descurc, pot să stau liniștit. Alături de familia mea, de multe ori, stai și observ că trece timpul, s-a crescut copilul, s-ai pierdut, nu știi când merge la școală, nu știi când ajunge la școală, nu știi când vine de la școală, când adorme, ca să rezolvi probleme comunității. Și cu toate astea, nu aștepți mari, mari mulțumiri, dar măcar să fii respectat, să nu fii jignit, atât tu cât și familia ta. Că n-am omorât, domne, pe nimeni. Dacă vreau să fac pentru comunitate. La fel și domnul general îți convins, dacă vrea să facă pentru salariați, pentru comunitate. E simplu de pe margine un chibit să spună, nu vrea Boza, nu vrea Morega, nu vrea ei să-ți dea. Nu e chiar atât de simplu. Așa este. Nu e atât de simplu. Amintați dumneavoastră acum câteva secunde de cuvântul chibit și nu pot să nu amintesc, să nu vorbim și de capitolul fotbal. În cazul dumneavoastră, spunea domnul Marin Condescu că dacă va aduce Pandurii 2 la Motru, va avea minim 1500 de spectatori, lucru de care eu mă îndoiesc, pentru că în primul rând Pandurii 2 nu va intra în Liga 2, mai sunt câteva zile și expiră termenul de înscriere. Iar dincolo, în cazul dumneavoastră, mereu se arată cu degetul către CEO că nu vrea să mai dea bani CEO și mai mult de atât, deseori se merge pe persoană fizică. Sorin Boza nu vrea să mai dea bani către fotbalul din Gorj. Da, e bine să știe că nu Sorin Boza dă banii la CEO, dar este o conducere, dacă vorbesc ăștia care știu, este o conducere dualistă, iar compania este condusă de un directorat. Eu sunt doar onorific director general al acestei companii. Dar nu contează asta, eu mi-asum asta, poate să spună despre mine, încă o nerozie spusă, nu mai contează. Vreau să fie clar, Complexul Energetic Oltenia susține fotbalul și sportul și va susține întotdeauna, atât timp cât nu va fi o gaură neagră, atât timp cât va fi un business corect, atât timp cât va trebui să, și am cerut pentru săptămâna care vine o analiză, ca orice business, da? O analiză a ultimului an, să vedem de ce am ajuns aici, iar în momentul acela vom vedea ce vom face. Momentan, nu am dat niciun ban și din cadrul legal, pentru că, așa cum bine știți, eram negativ, am fost corect. N-am putut să dăm. Dar suntem pozitivi. Nu-ți permite legea, dar vom fi pozitivi, însă dacă se va relua acest lucru, eu îmi doresc să reia acest lucru, ne dorim să investim într-un club sănătos, într-un club normal, într-un club în care să vedem performanță, în care să vedem corectitudine, să vedem că este Pandurii, că se numește deci Pandurii, că se numește Pandurii 2, că se numește cum vreți să numim, acest business trebuie să... Complexul va ajuta sportul, poate nu la nivelul la care a ajutat până acum, că vă spun cam câți bani s-au dat în ultimii 10 ani și ar fi bine să lumea să înțeleagă că cineva va trebui să pună pe hârtie, să facă explicații unde s-au dus banii ăștia. Probabil o sumă colosală. Foarte mulți bani a dat Complexul și credeți-mă, am toate datele, dar va veni și timpul când, încă o dată spun, vom relua, dar vom relua într-un spirit altfel decât a fost până acum. Corect, și dacă ne uităm acum la gaura ce trebuie acoperită în cadrul defunctului club, din punctul meu de vedere, anume de 7 milioane de euro, este o sumă enormă și atenție, asta înseamnă să acoperi ceea ce este deja acolo gaură. Trebuie să susțin același timp. Exact, apoi urmează susținerea echipei, funcționarea echipei. Eu sunt curios cine va da bani și va permite să dea bani să acopere o gaură. Sunt curios. Este o gaură foarte mare, 7 milioane de euro nu e o sumă de jucă. Înțeleagă odată că avem și am spus tuturor și corect, să spunem, ne place sportul și susținem sport. Suntem oameni sunt un om care îi place și voi susține întotdeauna un ajutor din partea Complexului pentru sportul gorjean. În situația în care la Motru va veni echipa Pandurii, cum va arăta ea? Nu se știe dacă va arăta în primul rând. Da, este de știu că în zona Motru s-au purtat ceva discuții cu domnul Condescu. A venit la primărie, am avut o discuție cu dumnealui, a mers chiar la club, la stadion, a fost prezent și primarul, au fost și reprezentanții clubului angajații,
S-a purtat o discuție, a fost și din partea sindicatelor reprezentant, până când s-a ajuns la varianta discutăm. Dar haideți să discutăm legal. Faceți o adresă către Consiliul Local să vă punem baza la dispoziție. Nu s-a mai întâmplat acest lucru până la această dată. Nu știu din ce cauză, n-a venit această solicitare. Deci, suntem perfect deschiși sau suntem în totalitate deschiși pentru a se face sport pe raza municipiului Motru. Fie că sunt panduri, fie că este echipa lui Motru. Mai mult, de asta că le punem baza sportivă la dispoziție, dar am avea și noi oarecare condiții să nu dispară și echipele noastre, cele mici de juniori, că altele n-avem. Avem 3 echipe de juniori, luptele și boxul. Adică să menținem și ce avem noi. Și mi se pare firesc. Corect. Ajutăm cu ce putem administrația locală pentru micile lucrări la această bază. Este păcat că avem o infrastructură cât de cât este, există. Și ar fi păcat să aleagă praful de ea. Este dureros să vezi buruinele de un metru, garduri nevopsite, tribune picate și așa mai departe. Corect. Toate aceste lucruri se întâmplă atunci când nu există funcționalitate. Și ne-am dorit funcționalitate. Am inițiat un proiect de hotărâre în Consiliul Local prin care am cerut o analiză, tocmai pentru a nu se considera că eu mi-asum singur sau Consiliul Local înființarea unei echipe în Liga 4. Minerul Motru, Minerul 2, Minerul cum se dorește, Primăria Motru. Acea comisie a lucrat oarecum, dar n-a făcut un raport final și chiar o să o solicite acest lucru, să spună se poate sau nu se poate, se poate susține sau nu se poate. Se venise cu un buget de 2-3 miliarde. În zi, haideți să facem cu... În Liga 4? 2-3 da, miliarde? Da, avea un buget mare acolo, ziceau că trebuie mulți bani. Și deci să fac cu 4-500 de milioane și nouă ne trebuie 2-3 miliarde. Haideți să găsim o variantă, să facem cu tineri din localitate. Corect, pe pinieră. Care vedem la început, poate îi plătim mai puțin, poate vin și de drag. Să avem un început. Prima mea întrebare când am avut această discuție a fost, ne dorim sau ne dorim sport? Ne dorim sau nu echipă de fotbal? Cred că dacă tu vii și îmi spui oamenii. Aici, dacă tu îmi spui că eu vreau antrenor 30 de milioane jucători, 50 și mai X, nu știu care, 100, nu vom putea reuși. Când vom avea de unde, vom da și acești bani. Ce spuneți dumneavoastră se corelează inevitabil cu sumele mari care au dispărut fără urmă de foarte multe ori din banii pe care CEO constant i-a dat de-a lungul anului în sportul grojan, preponderent în fotbal. Au mai fost nebuloase și la handbal, au mai fost nebuloase și la basket, dar parcă în fotbal s-a ajunsese la un moment dat la o situație total haotică. Conform unei analize făcute de o prestigioasă publicație centrală, Pandurii Târgu Jiu avea la un moment dat al doilea buget al diviziei întâi, al primei ligi, după Steaua București, defuncta Steaua București. Adică este, nu știu, e un mare semn de întrebare. Sume imense de bani care oficial mergeau prin club și cu toate astea, abia la 2 ani s-a văzut acel rezultat și acela venind din inerția, anume locul 2, participarea în cupele europene. Dar au fost ani întregi în care bugetul Pandurilor din Târgu Jiu, echipei de fotbal, a fost unul foarte, foarte mare, imens. Nici nu cred că știa cineva exact până la ultima cifră, suma de bani care intra în club venită din partea CEO. Astăzi este firesc să-i doară pe unii că CEO nu mai dă bani. Bineînțeles că aici așa mă depășitoare cu nu știu sume și poate domnul general știe mai bine. Cu siguranță dar, știe. Dar n-aș vrea să trec peste următorul aspect. Am văzut că a adus în discuție și un lucru foarte bun domnul director general, acea premiere sau motivare a elevei de 10 a angajaților din complexul energetic Oltenia. Sunt convins că dumnealui are în viitor și o inventariere a tuturor copiilor angajaților olimpici. Da. Și probabil să va gândi chiar la o motivare sau un sprijin. Pentru, fiindcă aceste lucruri s-au mai discutat și era, domnule, haideți să ajutăm, că sunt copiii noștri, ai părinților care lucrează în companie, care sunt pe raza județului. Haideți să-i sprijin, fie că e la sport, la cultură, la învățământ, la una din aceste acțiuni. Acest lucru l-am dorit și la Motru. La societatea pe care am condus-o am făcut acest lucru. Am găsit varianta și copiii care au câștigat premii pe parte de sport, cultură, i-am ajutat oarecum. Poate nu e de ajuns, dar este un început, este un lucru pe care copilul simte, îl vede, vede un ajutor, îi dă încredere, îi dă, societate. Sunt copiii noștri, nu ai noștri tuturor. Și sunt convins că domnul general Vicu are în vedere și chiar a spus că acest lucru și-l dorește. Mi-l doresc. Mi-l doresc pentru că și eu am copii și știu ce înseamnă să fie ajutat, să fie susținut. Investim în copii, investim în viitorul nostru. Da. Așa cum bine știți, e un subiect frumos pe care mă zbat, dar mâine o să apară, să curez un feedback din presă. Mâine o să apară iarăși, că
a venit Boza la emisiunea, dumneavoastră invitat și l-a adus pe domnul Morega, care era prietenul lui și de asta s-au avut toate lucrurile astea. Dar sunt realități și lumea moare de ciudă, înțelegeți, când văd chestiile astea. Sunt vorbind despre școlile profesionale pe care le vom susține. Vorbim de clasa de la moto de profesională, da, putem vorbi de clasa de la moto de profesională, de electricieni și sudori. Da, o meserie deficitară, deci două meserii deficitare astăzi. Școala la Turceni, școala la Rovinari, de la Bălteni, de la Mătăsari, care vor fi practica făcută în teren. Făcut la noi. Vor fi un sistem în care vom da burse primilor 5 copii, se poți crea o competiție, să poți avea automat cel mai bun acolo și practica în care se poate să învețe să muncească, să sudeze, să... Într-un cadru adecvat. Într-un cadru elegant și... Fără discuție. Domnii mei, din păcate, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mai aștept, fie în această formulă... Eu vă felicit pentru idee. Fie separat, da, este o... Și pentru mine a fost o surpriză, de a-ți spun un lucru frumos și vă recomand să aduceți întotdeauna o emisiune și autorități locale și agenții economici și oameni cu influență și putere în județ, pentru că, vedeți, se pot clarifica anumite lucruri. Absolut. Dragi ascultători, vă urăm să aveți o zi cât mai plăcută. La revedere! Vă mulțumim! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente.